Salut! În acest tutorial vom vorbi despre tot ce trebuie să cunoască un jucător pentru a activa la o echipă din VPG. În primul rând trebuie să intre pe virtualprogaming.com și să-și creeze un cont. Vă veți duce la register și vă veți crea acel cont. După veți merge la login, vă veți loga cu contul creat, veți merge la edit your profile și veți completa toate aceste câmpuri. Este foarte important să le completați. După care veți da Save Profile. Următorul pas este să mergem pe League Map. Aici veți găsi toate ligile aferente site-ului VPG. Voi veți căuta liga la care activează echipa cu care doriți să semnați. Ligile românești sunt următoarele: Romanian Esports Liga 1 și Romanian Esports Liga 2. Vom alege ca exemplu prima ligă și vom da click pe Visit League. Bun. Următorul lucru pe care trebuie să-l faceți pentru a putea fi vizibil în această ligă și pentru a putea fi căutați de alte echipe din această ligă la rubrica Free Agents este să dați Join League System. De îndată ce ați dat Join League System, sunteți vizibili și aparțineți de liga aceasta. Acum vă voi prezenta cum puteți accepta un contract oferit de către o echipă care dorește să vă achiziționeze. Vă duceți din nou, vă logați pe site, vă duceți la rubrica Home și vă duceți la View Contracts. Aici vă va apărea oferta pe care o primiți de la echipa respectivă. Vă va apărea numele echipei, salariul oferit, numărul de meciuri, suma de la release clause. Voi veți putea accepta sau refuza oferta. Bun, astea fiind spuse, vă doresc succes. Baftă!